v-am regăsit. Știu că vă vorbeam zilele trecute de importanța sănătății sistemului nostru digestiv și vreau să continuăm această discuție pentru că mi se pare foarte important să conștientizăm. Să conștientizăm de fiecare dată când ceva nu ne face bine. Și vreau să mizăm pe faptul că noi vom ști. Noi vom ști să facem bine pentru corpul nostru, pentru a ne păstra sănătatea sau, de ce nu, pentru a vindeca corpul. Pentru că sunt foarte puțini aceia care se simt întotdeauna în putere, sunt cu o sănătate de fier sau de la A la Z pot să spună că da, mă simt extraordinar. Eu am zile și zile, am zile în care nu mă pot trezi, în care surplusul de energie nu e sau deloc, energia a fugit și sunt sigură că sunt și printre voi din aceia care se simt la fel. Vreau să vorbim despre factorii care ne ajută să avem energie, despre factorii care ne împiedică să avem energie și prin energie mă refer la hidratare celulară, la dezvoltarea tuturor factorilor care să îmi permită să am un corp alcalin, un corp cu enzime vii, un corp care să arate că e sănătos și să mă și simt așa. Și atunci, vă propun să ne imaginăm cum ar fi dacă mâncăm nu haotic, dar după cum ne dictează societatea. Dimineața te trezești, te grăbești, bineînțeles, trebuie să duci copiii la școală, la grădiniță sau, din contră, dormi mai mult pentru că nu ai copii și oricum te grăbești înspre facultate, înspre servici. Și atunci, desconsideri masa, să zic așa. Iar micul dejun este primul punct unde vreau să mă opresc. Este punctul în care îți spun, ascultă-ți corpul, dă-i energie dis de dimineață. Micul dejun este, dacă nu cel mai important, printre cele mai importante aspecte pe care le poți face, acțiuni pe care le poți lua pentru a-ți păstra corpul în putere. De ce? Pe perioada nopții, corpul tău trece prin procesul de regenerare. Își secretă melatonina, cea care este pe undeva responsabilă de acest proces de regenerare a organelor. Fiecare organ are o anumită perioadă în care se regenerează pe timpul nopții și pe timpul zilei. Iar noi, ca să îl ajutăm să facă asta și procesele de regenerare să aibă loc într-un mod optim, ce facem? Trebuie să avem în primul rând un somn de calitate, dacă se poate. Somnul de calitate eu îl consider cel între orele 22-2, pentru că atunci este picul, partea cea mai importantă, în perioada în care se secretă melatonina. Și atunci, somnul este un punct important care ne duce la partea micului dejun, da? Ca să ajung la micul dejun următor, trebuie să dorm, să treacă noaptea, așa zice fica mea. Și este fără adevărat, nu? Deci, micul dejun ne oferă și ne conferă energia de care avem nevoie pe perioada zilei până ajungem la următoarea masă. Corpul nostru a consumat energie, printre altele, ca să se regenereze pe timpul nopții. Și atunci noi ca și cum am pornit de la zero. Iar tu, ca să ai energie de când te trezești până la următoarea masă, ce ai nevoie? Nici de cum de o cafea, nu pe stomacul gol, ci de alimente vii. Ai nevoie de alimente pline de nutrienți, pline de vitamine, care să îți ofere acea energie. Și atunci poți să optezi să iei un mic dejun, de exemplu lichid, unde
e mult mai simplu să introduci, mai multe vitamine odată, pentru că, de exemplu, într-o zi aleg să-mi fac un jus, deci doar un suc din țelină apio, din spanac, cu lămâie, cu ananas și alte diverse ierburi, să zicem dulce acrișor într-o zi, dar în mâine aș putea să optez pentru un suc de legume și fructe sau doar de legume și să-l fac sărat. Depinde ce, depinde de alegerile tale. Ca să-l ai pe cel sărat, este ca idee, să ai și o idee în afară de rețeta de azi, poți opta pentru același suc din spanac, macriș, varză kale, dar adaugi, de exemplu, o supă de oase pe care ai pregătit-o ieri alaltă ieri și o ai la congelator sau la frigider. Supă de oase clasică pe care o face mama, bunica, da? Cu oase, legume, o linguriță, o lingură de oțet de mere și le lași la fiert toate și va ieși o supă de oase plină de colagen, care este un plus, un boom de nutrienți benefici pentru artere, pentru circulație, pentru ten, pentru piele. E un boost de energie în momentul în care introduci supa de oase în alimentație. Și dimineața este un mediu oportun. Și poți să adaugi busuioc, sare, piper, dacă vrei să-l bei mai călduț, dacă vrei să-l bei rece, cum pe placul tău, să fie pe placul tău, asta este important. Sau în altă zi poți alege să iei aport de fibre cu fructe sau poți alege să folosești laptele cu cereale clasic, dar să reinventezi, să aduci cerealele, de exemplu, ovăz fără gluten, care nu-ți va pune stomacul în dificultate, ci din contră, fibrele de calitate, din, de exemplu, din făină de quinoa, din făină de tapioca. O să-ți faci niște plătite, niște pancakes din această făină de cocos, de tapioca, de migdale, de ce dorești tu. Există acum făină inclusiv de dovleac, de susan. Este o diversitate atât de mare încât n-ai cum să te plictisești de rețetele astea și dacă mănânci pancakes în fiecare zi. Dar diversifici făinurile din care le faci. Poți să pui inclusiv spanac în pancakes, poți să pui inclusiv banană ca să înlocuiești oul dacă nu dorești să ai prea multe calorii. Și așa mai departe, deci este o multitudine de variante și te invit să le descoperi și să le alegi pe cele care sunt potrivite corpului tău și care simți că îți dau plusul de energie, pentru că vei simți, nu există, sigur vei simți. Discutăm despre micul dejun, cum v-ați dat seama deja, care am spus că este foarte important și în momentul în care tu vei avea un aport corect și echilibrat și vei și, și le vei și gândi alimentele și combinarea alimentelor într-un mod inteligent, pentru că ții minte când am discutat despre combinarea alimentelor, mai ales la fructe, că nu toate se digeră și au pași diferiți de digestie și atunci ascultă-ți corpul și combinarea alimentelor să le faci în funcție de ce îți transmite corpul, pentru că dacă după ce mănânci ai gaze, se simți balonat, balonată, nu e bine. Atunci regândești, într-o zi următoare, mai scoți un aliment care ți-a părut mai acid sau combini cu un alt fruct, cu o altă legumă și tot așa până când te descoperi. Sau poți să ne scrii și îți vom recomanda cu siguranță ceva ce ți se potrivească și să fie deopotrivă delicios pentru tine. Pentru micul dejun poți să optezi chiar și pentru fructe, efectiv o salată de fructe. Va fi absolut un boost de energie, poți adaugi în salata aceasta scorțișoară, ghimbir sau poți să mergi pe un latte, un turmeric latte, un latte cu latte, mă refer la lapte, dar aș sugera să nu fie lapte din proteină, care să conțină proteină animală, pentru că este deja mai greu de digerat și noi am vrea ca nutrienții aceia de dimineață să se absoarbă imediat. Și atunci nu-i dăm foarte mult de lucru stomacului, îl ajutăm eventual cu fibre de calitate, îl ajutăm cu nutrienți, cu vitamine, cu boost-ul acela de energie de care v-am spus că le găsim în legume și fructe, în hrana vie. Mai multe informații vă voi oferi și pe site-ul meu, patriciarusu.ro,
sau mă găsești și pe Facebook-ul Look Medica, pe Facebook-ul Gustul Sănătății, unde găsești alte rețete delicioase în caz că rămâi în pană de idei. Iar astăzi rămâi cu rețeta noastră de mic dejun și ne vedem mâine. Pa, pa! Ce credeți că vom face azi? Ce pot să fac un măr sau două cu niște unde arahide? Apropo, este făcut în casă de către o prietenă de-a mea și linguriță sau un cuțit, niște sirop de agave sau miere crudă. Ce credeți că am putea face? Ia să vedem! Apropo de episodul nostru de astăzi, în care vă povesteam despre gustările sănătoase sau variantele la, varianta sănătoasă la o gustare în momentul în care ai pofte și în momentul în care ești cu un țel de a slăbi, de a da jos idei și de acolo. Apropo de asta, am o gustare sănătoasă pentru voi azi, pe care puteți face în câteva secunde dacă vă mișcați bine. Hai să vedem. Deci am niște mere, peanut butter și siropul de agave. Pac! Facem niște felii de mere. Da? Foarte simplu. Sau mai am o variantă în care poți să tai mărul, în care să vezi că pierdem sâmburii. Uite așa. Mie mi se pare cea mai bună variantă de a tăia mărul și, și interesant, face o steluță. Fetelor mele le place foarte mult. Și pot să scap mai ușor de sâmburi, îți voi arăta imediat. Ia uite, fac. Eu îi mănânc, dar poate vouă nu vă place. Și am scăpat de sâmburi, da? Ia uitați, și o să avem o steluță efectiv simpatică. Îmi place foarte mult să mă joc cu texturile, formele. Ce fac? Singura chestie care o am de făcut, să iau o linguriță. Practic să ung, ca și cum ar fi acesta un cracker, cu peanut butter, care vă recomand să fie gustarea de dimineață, dacă se poate, pentru că avem un aport proteic destul de ridicat în momentul în care avem peanut butter-ul. Acum, cantitatea este la latitudinea ta. Eu nu pot să zic că sunt cel mai mare fan peanut butter, dar îmi place. Și pot să adaug o picătură, două, pe care o întind, de sirop de agave, pentru un plus de dulce, un echilibru între acrișor, amărul, și plasez bucata. Tu poți să mai pui deasupra o scorțișoară, și uite, mie mi se pare că arată și delicios, arată și este delicioasă. Poți să tai în două. Este un foarte bun snack, inclusiv la o petrecere de copii sau, de ce nu, când ai prieteni în vizită și vrei să gustăriți sănătos. Asta a fost rețeta noastră de azi. O găsești și pe site-ul meu, paticiarusu.ro. O vei găsi și pe Facebook, pe Look Medica, pe site-ul emisiunii noastre. Mmm, delicioasă. Vă pup. Dar chiar e bun. Emisiune realizată în colaborare cu Mille Cuiba.